Este vreme de plimbare, poate nu chiar astăzi, căci norii sunt amenințători, dar de acum o plimbare în parc devine ceva normal. Atenție pe unde vă plimbați și pe la ce oră, să nu vă mire aleile distruse, denivelate și pline de găuri, toate greu de văzut la lumina lunii. Niciun parc din București nu este conform, adică nu respectă reglementările. Despre parcuri, alei, vegetație sălbatică și lipsa normalității într-un nou demers, focus pe ei. Herăstrău 2023, pe o bancă în care poziția este mai mult decât nefirească. Alături de mine este Cătălin. De ce arată parcurile în felul în care arată? E cumva greu de înțeles, pentru că într-o societate normală parcurile reprezintă cumva cartea de vizită a unei urbe. Sunt 45 de parcuri în București. Serios? Așa multe? E reacția standard la această afirmație. Dar nu ne gândim și că suntem 2 milioane de oameni în capitală și că toți ne înghesuim în 7 cele mai mari și cele mai frecventate parcuri ale orașului. 7 locuri care ar putea fi punctele de start ale unor povești de dragoste, de exemplu. Dar să ne gândim, în câte parcuri ați intrat și plimbarea a însemnat ceva mai mult decât o ocolire a denivelărilor, crăpăturilor, o continuă săritură peste bordurile rupte? De câte ori nu v-ați ținut departe de tufișuri, pentru că vegetația e lăsată să crească liber și a devenit casă pentru căpușe sau șobolani? Îmi place Parcul Tineretului, multora cred că le place. E bun pentru alergare, pentru sport în general, pentru relaxare, doar că are o problemă majoră. Pe jos e tragic, în multe locuri, și nu este singurul parc din București. Iar, din păcate, vegetația nu este întreținută așa cum ar trebui să fie întreținută. Ce trebuie să înțelegem din asta? Aș propune cumva un exercițiu de imaginație, să tratăm capitala ca un apartament cu 6 camere, cu țevile din bucătărie și din baie sparte, cu caloriferele ruginite și peticite, cu cămara plină de rozătoare și de paraziți, și să ne gândim cumva dacă apartamentul ăsta îi trebuie cumva jardiniere la balconul care stă să cadă. Cumva cam așa văd eu lucrurile legate de parcul din București. De ce? Să fie banii problema pentru care vedem astfel de lucruri? Sigur, acesta este cel mai des motiv invocat, dar e singurul? În prim motiv este faptul că nu se lucrează cu specialiști. Sunt mai multe primării care au angajat specialiști, dar nu țin cont de părerea lor. Un alt motiv este că nu se respectă legislația. De exemplu, pentru parcurile existente avem un regulament cu ce poți să faci în spații verzi existente, dar nimeni nu îl respectă. Al treilea motiv este faptul că nu avem registru verde. Să administrezi ce? Când nu știi ce calitate au elementele care compun spațiile verzi. Când spui parc, spui spații verzi, dar mai puțin știu că ele sunt de fapt un mix de elemente cuprinse, după cum ați auzit, într-un registru verde. Da, ar trebui să existe așa ceva pentru fiecare parc din fiecare oraș. Și da, noi întotdeauna prin registru verde înțelegem că trebuie să ne uităm la arbori, dar nu înțelegem, de exemplu, că trebuie să ne uităm și la bănci. Câte sunt? Sunt multe? Unde sunt puse? Sistemul de iluminat, același lucru. La ora actuală se pune așa. Pe baza acestor informații, de fapt, putem genera planurile de gestionare. Nu s-a generat până în prezent absolut niciun plan de gestionare pentru niciun spațiu verde din București. În aceste condiții, indiferent de cât de încântați suntem de faptul că unele alei se asfaltează după 10 ani, că unele parcuri sunt curate, cu bănci și cu vegetație îngrijită, asta nu înseamnă că totul e conform regulilor sau că acel parc va rezista peste timp. Totuși, Bucureștiul are o comoară, față de care trebuie să avem o altă abordare. Parcul natural Văcărești. Într-o astfel de zonă ar trebui să intervenim minimal, astfel încât să creăm infrastructura necesară pentru ca el să poată fi vizitat în condiții de siguranță. Adică de siguranță și pentru cei care îl vizitează și pentru flora și fauna care există acolo. În aceste condiții trebuie să punem întrebările corecte către autorități. Până când? Când o să fie gata strategia pentru spații verzi a municipiului București, care este obligatorie prin lege din 2007. Cum se spune în sport, mingea e în terenul autorităților care au răspunsul la aceste întrebări. Rămâne doar să vedem dacă le oferă sau nu. Mă întorc la cifre. Pentru final, sunt 45 de parcuri în București, dintre care 7 sunt mari. La Paris sunt 480, la Londra sunt 3000, sunt 200 la Praga. Noapte bună, București!